Pilotul român Petru Florescu și-a început pregătirile pentru sezonul 2018 din Euroformula Open, competiție monomarcă în care temerarii cailor putere pe patru roți concurează pe monoposturi. Dallara F312 Formula 3 este aceeași întrecere pe care sportivul român a bifat-o și anul trecut, atunci când în primele trei dintre cele opt etape a concurat pentru echipa spaniolă Campos Racing, după care a trecut în tabăra teamului britanic Fortec Motorsport. Vâlcean la origine, Petru Florescu a ales să rămână în aceeași echipă, alături de care a avut o iarnă cu pregătiri intense la Barcelona. Sunt foarte mândru de munca pe care am depus-o de-a lungul iernii pentru ca mașina să fie pregătită în vederea noului sezon. Fortec Motorsport are o experiență bogată și este o echipă de oameni adevărați. Sunt extrem de mândru că fac parte din acest proiect și voi încerca tot ce pot pentru a arăta tuturor că sezonul trecut nu a fost altceva decât o problemă. Acum simt că suntem cu adevărat gata să atacăm primul loc, a declarat Petru Florescu la capătul stagiului de pregătire din Spania. Și în acest an, Euroformula Open se derulează pe parcursul a 8 etape, a câte două curse fiecare, iar runda inaugurală este programată în weekendul 14-15 aprilie, pe circuitul spaniol de la Estoril. Urmează Franța, Belgia, Ungaria, Anglia, Italia, pentru ca în ultimele două etape, programate în octombrie, monoposturile din Euroformula Open să revină în Spania, pe circuitele Jerez și Catalunia.